Așa trebuie. Da. Ați rezolvat problema gunoiului? Având în vedere că intrăm în vacanță câteva zile, da, am rezolvat-o. Exact. Da, ați văzut ce frumos am rezolvat-o. Ce de gunoi. Hai să vedem cum s-au îmbrăcat fetele și băieții noștri. Aici avem ceva... Mioriti, cine e? Lora? Sau... Da, a fost un eveniment pe... la care dress code-ul era dress code alt. White. Da. White. Oh, no. Se mai fac astea? E, da, cum să nu se fac? 2001. Orice, da, asta nu sunt hainele alea înainte să te îmbraci, pe care le ții până când te îmbraci? Da. Adică știi că spui înainte un hălățel alb până când e gata rochia. Știi? Hainele de analize. Bravo, hainele... La ginecolog îți mai dă un hălățel. Deci asta e ca și cum te pregătești pentru o operație și îți dă un de la albă, păi stai acolo să fii mișto. Știi, dar să atunci toate hainele albe le considerăm acum hălățele. Uite, sunt niște cămăși chiar. Nu, asta doar ăsta care a trecut și ăsta de pe domnișoară. Da, atât. Rochița de aici, din stânga, nu. Rochița asta pe sub, mai rock and roll, așa. Dar aici, pe domnișoara, arată că se pregătește de operație. Îmi pare rău că nu sunt mai drăguți. Dar ce zici de centura are asta? Are și curea aia, măi, dinamovistă, alb-roșu. Nu știu ce să zic. E mai bine doamna de aici sau domnișoara, cine e aici, îmbrăcată rock and roll, așa, un pic, și cu o rochiță puțin boem, așa, pe dedesubt. E mai interesant, că e un contrast, da, e mișto, da? E pe contrast. Fetele astea lucrează, adică lucrează ca și cum sunt reprezentantele unei firme. Auzi, este, cea de aici este o jurnalistă. Da. Foarte bine arată. S-a îmbrăcat cool, cu geacă de piele, o cu geantă. De la Libertate. Felicitări. Da. Bravo ei. Și cu bocancii aia mișto aici. Aici nu știu ce să zic. V-am zis, se pregătește. Dar de ce-i nasul aici? Păi e o cămașă bărbătească, dacă observați. Mai lungă, pare. Nu, o cămașă bărbătească. Normal că e mai lungă, cu mâneca până la cot, cu alea. Păi nu, chiar și pentru bărbat e mai lungă. Da, dar e o cămașă bărbătească. Uitați-vă unde e amanșura de la mânecă. Uite unde are umerii, vezi, doamne, la jumătate. Manșeta e unde trebuie. Da, e făcută, transformată. Așa e făcută, okay, da. E transformată. E pentru un bărbat cu mâini. Dintr-o cămașă bărbătească i s-a făcut ei o cămașă. E nasol? Mă, nu e nici șifonată, nici neșifonată. Cum să spun, cum zice, cureaua albă pusă pe alb. Doamne, arată, știi, nu e bine, că nu e bine. Nu mai te pregăteai să zici doamne ferește. Da, n-am vrut să zic doamne ferește, că să nu o cunosc și să nu apară aici și să... Nu știu pe Lora. O știu pe Lora? Lora, cântăreața, da. Cred. Bă, dar acum mi-am dat... Iertați-mă. Prezenta vorbește lumea. Eu nu vorbesc așa. Dragii mei, acum am dau seama din profil, nu știu. Da. Am văzut-o, am recunoscut-o, nu am era ea. Neinspirat, pentru că sigur ea n-arată așa de dreaptă, fără talie, sunt convins că are talie. Arată superb! Dar acolo cu cordul ăsta, cu banda asta în talie, e un fel de, așa de, cum să-i zic eu? Nu, e un brâu, ca un brâu tăiat așa, care stă și într-un mic corset așa, dar e alb, pe alb. Da, na, în sfârșit. Pare un botez penticostal, nu? Arată un pic, pare, că zici pare că lobby unui după botez aia merge la râu și vă dați jos râu, palatele și vă botezăm și vă... Da, fratele, după aia e bă, ăsta cu șosete flaușate, să vii și mâini. O să fii 16 și eu o să fiu tatăl și mamă. Pare că Lora se pregătește să cânte la un râu. O să vii ceva, da, adică e... La râu o să fii 16 și măgarul, înțelegi? La final pe măgarul să-l cheme. Suntem oameni răi, dar Doamne ferește, e fata aia care trece prin cadru, fata care trece prin cadru era doamne ferește, cu arerea și cu hălățelul ăla din poliester, așa, lucios. Da. Uite, da, aceeași petrecere în alb. Iar, mă, ce aveți, mă, cu Ana? De ce tot oameni... Ce avem cu ea? Întrebarea nu e, nu ce avem cu ea, ce avem cu tine, presupun. Da, probabil că... N-am vrut să zic, dar cu mine ce aveți? Uite, vezi, același costum alb cu catarama albă. Mă uit pe televizorul ăsta de aici, că e mai mic. Da. Nu mă uit acolo, că ăla e prea mare. Acolo înainte și acum. Aici vreau, aici, stau aici. Acum și șase ani și acolo prezent. Nu pot acolo. Acolo nu pot. A slăbit foarte mult. Nu, dar e mult ecran. Acolo e mult ecran. Da. Nu. Dar vreau ce zici? Pe ecrane mai mici. Ecrane ce mai zici mici. De cum s-a îmbrăcat? Albul ar trebui să fie interzis la anumite persoane.
Adică nu vrei alb niciodată, adică n-ai cum. Mai ales dacă te și bronzezi. Vreau alb, n-ai cum, nu e voie. Dacă nu ești înger, n-ai. Adică înger, adică poți să fii alb, dar să fii alb așa, sincer vorbind, foarte puține persoane pot purta alb. Nu, dar gândește-te când te gândești la cineva îmbrăcat în alb, o nimfă, un elf, un înger, e o si așa ceva, înțelegi? Sau un milionar. Nu e așa ceva, e așa asta ceva. Eu știu, Cristi Borcea mi-l amintesc îmbrăcat. Da, vezi, uite, îmi dați imagini în fața ochilor și nu mai am unde să mă uit, că nu mai pot să mă uit nicăieri. Bine să închid ochii. Deci nu vrei să, e rău, pentru că e decentă, ea întotdeauna are gust, e antrenat, are un gust format, nu zic așa, dar nu avantajează de niciun fel albul. Dar dacă ăsta era dress code-ul, a trebuit să respecte. Putea să nu se ducă și asta e o variantă. A fost prima petrecere. Și ăsta e un dress code, nu veni. A fost prima petrecere? Da. Nu se poate dacă a fost prima petrecere. Cum să lipsești? Dar eu de ce nu m-am dus? Poate n-ai fost invitat, dar dacă cineva vrea să încerce combinația asta. Ce zici de combinația asta? Pantofii aceia de cupați în față, poșeta cu sclipici? Da, poșeta e ok, dacă e cu sclipici, dar e așa... Auzi, dar nu e părul ei, nu? Nu e. Îi place asta, mai văzut câteva ori cu peruca asta. De la intrare, dacă n-ai. Îi place peruca asta. Și este bine cu peruca. Trebuia să mergem și noi. O ajută peruca, e păr negru, e lung, subțiază, taie, sigur că da. Îmi place cum este. Pantofiorii, cât de cât ok, de prințesă, gentuța de prințesă, ok. Dar ce să te faci că... Vezi, că începe să ziceți lucruri bune. Da, păi nu, eu zic... Manipedii impecabile... Manicură, pedicură impecabile. Da, crede-mă că am văzut niște chestii triste pe la evenimente. Sunt convins. Nu, ea are bun gust întotdeauna. Da. Eu zic doar că nu degetele de la picioare. Nu, nu ajută. Dar să spun ceva, măcar atâta că s-a îmbrăcat ca un fel de... e un pardesiu, roche pardesiu, așa, roche trench dress. Eu zic că e maxim de bine ce putea alege pe alb. Da. Hai mai departe. Hai să fim... A fost... Nu e rău, n-am zis, Doamne ferește. E ok. O să zic până la urmă, probabil. Sonia, nu trebuia să plece la iubitul ăla. Da. Vezi, un pic, fac, albul cel mai frumos arată când îl tai, când îl așa, că mai subțiază, că se mai strânge, înțeleg? Vedeți ce spune eu, kimono? Da, am făcut aici ediții, când am plâns că pleacă la milionarul bagajele, care vindea 50 de milioane, asta nu vila, știu ce zice, nu știu ce. Voi, trebuia să plece. Dar... Poate a venit la eveniment. Poate și-a înregistrat toate evenimentele la vază și acum e dată la toate. Poate o hologramă. Da. Vreți? Sau poate cum ai zis tu mai devreme că te-am auzit cu coșciugul, adică poate e cineva care transmite, exact. Care nu mai e, știi, și acum doar, da, în zâmbi, eu nu o cunosc. Era pe când nu s-a văzut, azi o vedem și nu e. Bravo, frumos, s-a întors, da, bravo, că e chiar cins, da. Cum ți se pare? Este alb cu negru la ea, Andrei. Alb cu negru, deci uitați-vă la ea, vedeți și voi. Uitați-vă la ea. Deci a pus bine negru jos, cămașa albă sus, înfășurată, strânsă în talie. Genul ăla de kimono, petrecută, exact, apropiată de kimono, cu fundița aia care taie mai mult, pantalonul negru care o camuflează frumos. Deci, da, bravo! Păi n-a respectat dress code-ul, cum bravo? A respectat dress code-ul, că e alb sus. Maria Constantin. Una dintre cele pe care albul stă bine. Bravo ei, da. Uite, vezi? Are siluetă superbă. Bravo ei. Are și sândăluțele frumoase și... da. Și... Și bustul e cum trebuie la locul lui. Eu așteptam să treacă imaginea și ca să pot să zic ceva. Bine augmentat. La mai bine să nu treacă, lasă-o să rămâie. Da. Să rămâie. Și are spatele gol, da. E un decupe acolo, nu știu ce. E și de aproape filmat. Da. Uite și de departe. De departe nu mai am. Da. Din față arată bine, elegant, cool și din spate e puțin așa. Da. Ok, aproape e okay, bine. E ok asta cu sportul aproape asta bine, acum? E un pic mult acolo are pe spate. Are danteluță jos. Da, am văzut, danteluța jos nu strică. E interesant ce a făcut. Nu, spărtura aia de în spate dacă e ok. Da, un... De unde se știe, domnul ăia? Nu, am văzut spărtura din spate, e mult acolo. E greu că rupe și îți face spatele foarte lat. Nu, dar ți-i duce din față ideea de elegant și da, în spate te-ai și dat în spate cu te-ai dus cu aia, te-ai dus în... Vezi? Nu, dar aia, știi ce spune în spate? Am fost puțin speriată că nu o să mă filmeze nimeni. Și atunci am tăiat sapou, știi? Da. Înțelegi? Aveau de ce să o filmeze, că păi da, da, uite, arată foarte bine din față, adică dacă aș vedea așa din față, spune wow, și pe urmă dacă vă asta spatele spune asta adică cam schimbă iau. Impresia. Adică da, se schimbă un pic, da. Da, mă rog. Însă e bine, am văzut chestii. Nu, Doamne ajută, mai bine așa. E bine că este și ea bine pe trup. Da. Asta, da. Din câte îmi dau, da. E și minute consacrate pentru trup și sănătate. Haide, să mai vedem. Doamne, să fie bine, da. Da.
Anda Adam. Dar asta e prima petrecere de anul ăsta? Sau printre primele? Da, a fost printre, am făcut o selecție așa, de la mai multe, dar asta cred că a fost printre primele. Multă, da. Da. Ok, e coolă. Da, ok, trecem e mai coolă, combinație alb-auriu. Cum s-ar numi? Nu coolă de aia din Oltenia, ci de la cool. Da. De? E coolă. E bine. No. E bine, e elegantă, e Mary J. Blige, așa, o chestie. Dar de accesoriu ce zici? Geanta aia neagră? Care geantă? Are o poșetă. A văzut cineva geanta la nu, are un, nu e neagră, clar, un clutch, da? Nu? Un clutch. Are o poșetă cu lanț auriu, neagră cu lanț auriu. Uite, vezi imediat. E telefonul. E bine, lanț auriu ca bluza ta pe asta. Telefon. E ok, machiată, e mică poșetuța. Ați văzut și voi, o chestie mică, un accent negru, sigur, da. Nu o lăsa la petrecerea aia, dar la petrecerea asta are voie. Nu, da. Arată bine. Are mai multe pete de culoare, are geanta neagră, are pantofi. Relaxată, știe să se poarte. Are pantofi aurii. Se potrivesc toate pe ea. Sunt ale ei, ok. Dar merge auriu de la pantuf cu argintiu de la bluză? Mă, la bluză nu e argintiu. Dar e ce? Un auriu moale, soft. A, da? Sigur că da. A, fuși n-am văzut eu bine, am văzut pe ecranul la mare. Nu e, fuși de aici. Nu. A, e spre auriu. E atunci bine, merge. E bine. E bine. E bine fata, e bine cu ăștia. E, nu, e nu. Bine și e, nu, și știe să se poarte, uite-o ce relaxată e cu sacoul ăla pe ea. Asta ar fi ultima problemă. Da. Arată superbă, Anda. Da. Și uite asta, se simte bine în pielea ei, ce mai vrei mai mult dată? Mai bine cât o înțepată. Da, adică da. O fată cu care nu s-a îmbrăcat numai ca să... Anda e veselă. Da. E foarte bine, e foarte bine. E, hai să mai vedem. Foarte relaxată, bravo ei. Adina Halas. A fost o perioadă grea, na. What? Dar de unde știi, mă? Tu știi blugii? Nu, picioare. Pantofii. Picioarele ei le știa. Picioarele ei le știa. Tu scuză-mă, tu ce când știi? Jucam în acea reclamă. Serios? Spune-ne ce știi. Eu, mai da, și eu mi-am dat seama că este cine a zis ea. Da, cum ieșea ea din piscină. Eu nu mi-am dat seama, de unde să știu, eu nu cunosc capul. Superbă. Da. E o femeie absolut superbă. În regulă, gata, nu mai zic nimic. Dar cum ți se pare combinația? Da, e bine. Blugii prespălați sunt ok în chestia asta, deschiși la culoare, blonzii, așa, se potrivesc și-a pus pantofiorii, gentuța, geanta, pantofii, merg și ei, că-s tot așa pe bleu, s-a dus ușor, așa, mi se pare mult make-up, multă chestie sus acolo, ăla tot iridescentul din obraj, ăla e mult ape prin obraj, acolo e poate prea mult, n-avea nevoie de machiajul ăla de seară, așa, când ea s-a îmbrăcat casual chic, da. Să zicem, știi? Dar în rest se potrivește sacouțul ăla scurt, ca un tuxedo, ca un smoking scurt, așa, aruncat cu blugi, cu asta, foarte cool, tot așa, spre muzică. E din muzică, e din ceva, sau... Dacă să din... porți pantalon de ăștia, trebuie să fii... Cine mega e, Adina? Adina Halas a fost împreună cu... Uite, cu Carmen Brumă. Nu putem să mergem înainte cu drumul ăsta progresist. Asta e ideea progresistă. Nu, de-aia m-am oprit. Da, bă, dacă vrei să porți blugia, nu trebuie să fii neapărat așa skinny. Păi dacă vrei să te îmbraci în sacou, nu trebuie să ai o tăliuță? Păi dacă vrei să... Păi ajungem numai unii oameni să-și permită să se îmbrace în ceva. Cum, dar asta e filmare foarte de aproape. Nu e, pentru că... Skinny jeans, nu e adevărat că dacă ești bronzat și arăți așa și cu pielea asta exotică, nu e rău. Și stai să spun ceva, toată... Și aici e filmat de foarte aproape. Nu cred că e așa, de fapt. Da, hai să ne relaxăm.